Salutare, băieți, și bine ați venit la un nou episod, băieți și fete. Astăzi o să ne jucăm din nou Anthem, din câte ați văzut în episodul trecut. Am primit oferte de muncă, dar ăsta, nu știu, trebuie să mai mă antrenez și în alta. Ca să fac pentru iteme, no, să rezist mai mult, că. Păi ce vreau să zic? Amintează că în episodul trecut, sărbători fericite vă doresc. Alături de cei dragi. Și hai să rupem butonul ăla de like și subscribe. Poate de revenire o să vină ceva mai frumos, să zic așa. Bun. Welcome to the Anthem. New suit freelancer will see you in front, Tarsus and beyond. Nu vreau să asta. Nu vreau nimic deocamdată. Hai că am înțeles, mă băga pe Google, what? Ok, hai să dăm drumul. Să vedem din următoarea misiune. Pe care o avem. Deci data trecută nu îmi trebuie contract cu tine, că da. No. Deci acum trebuie să-l găsim pe Tasin. Nu știu cine e ăla. Data trecută l-am căutat pe ăsta, pe Matias. Ah, cred că asta e femeia. Thanks for the save. Da, My mulțumesc trouble was pentru unexpected. You often salvare, hang cum ar around fi. outside the walls like that? Occupational hazard, but this was different. Something's making the scars more violent. I think it's the Dominion. We think they're back. I'm sure you must know Freelancer Yarrow. I think Tassin's right. This feels like before the attack on Freemark. The one that set off the Heart of Rage? I don't really know the whole story. I do. Much of what I am about to tell you is not well known. Deci cam asta a fost. Johnny was there 10 years ago. La un moment dat, cu 10 ani în urmă. What you will already know is that Freemark. Păi și ce s-a întâmplat până la urmă? Oh. Mamă, ce mare asta. Prosperous. But most important, it held the largest and greatest enclave of freelancers anywhere. Ah, e fost cel mai mare freelancer de asta, apărător. Guardians of the walls protected Freemark and its people from the chaos of our world. Until one day, the Dominion arrived on their doorstep. Cruel conquerors from the north. Mamă, ce s-a întâmplat? A început să ne atace. Oh, fuck. Ce vine aici, mă? The Dominion, the Sentinels, and the Freelancers would make their ah, ia, ia-le pe, ia-le pe noi. Păi oare mă vă pune să mă bat? Ah, nu, că fost mai mulți, fii atent. Deci Freelancers au apucat să meargă să atace. Dar uite că ți erau acolo, mamă. Dă-te, frate, dracu, ești nemoi, uite-te acolo. One of our best, Freelancer Adams, led the charge as the Enclave leapt to meet the Dominion forces head on. A, pe cu armura aia, nu prea ai ce să faci. My Johnny, says the army. Was massive. The Dominion was led by Dr. Harkin, a man never seen before or after that day. He came to take the city at any cost. So they fought. Outnumbered, and outgunned. Freelancers fought. Ce, am început să a prăbușitoare lumea asta? Mă... O pică pe peste noi. Poți să tunelul ăla. Mă... But the walls of the great free mark did not hold. Așa mă, ce vine din spate? Hai frate, ca ai armură pe tine. De pe ei.
Mamă. Au venit ăia mai mari. Some, like Johnny, stayed to help who... Ii, ce-s cu aia, mă? Monștri. Mamă, ce-am repede am salvat. Mă rog, s-a salvat. Da, n-am putut să facă față și atunci a început să se ascundă în altă parte. Mamă, câte persoane au murit acolo. That deep in the city, Johnny discovered what the Sentinels. Da, așteptam. The Dominion didn't want to destroy Freemark. They wanted to capture an ancient Shaper relic that was protected deep inside the city. The Cenotaph. Ce mort că putea să vină. Am înțeles cum m-au picat aia. Iii, fuck! It seems this Dr. Harkin pentru asta trebuie să lucrăm neapărat. For the Dominion to use the Cenotaph to control the anthem of creation itself. Arrogance. The anthem will not be controlled. The terrible cataclysm which was unleashed that day destroyed Freemark, destroyed the Dominion. Destroyed everything. That cataclysm became the heart of rage. Some survived to tell the story of Freemark, but not many. Dominion must be back for a reason. I clearly have more intel to hunt down. Come and find me later. Yeah, me too. I'll contact you when I have something. I'll be in the enclave. Și acum ce ne vom pune să facem? Deci, bun, am vorbit acum, Faction și System Unlocked. Am înțeles, deci... ok. Bun, și acum... Pic tu... Prospero. Ce fac, bă, Prospero? Hey there! Nebunule! I'm pretty sure you make your way to me soon enough. You're the new freelancer I've been hearing about. Da, noi suntem noi, nou freelancer. Oh, it's all good. Freelancerul ăsta. The fact that anybody's talking about a freelancer is even better. Name's Prospero. I'm betting you're the one I've been waiting for. Yeah? Why's that? You understand being a freelancer is more than just a job. It's about pride. Pride in doing something well. Pride in your javelin. Hasn't been much of that lately. Intolerable. Who wants to charge into a fight looking plain and simple? What kind of statement does that make? Not when you could fly in looking like steel thunder come to life. A fistful of lightning in one hand and a hailstorm of pain in the other. That's colorful. Is what I do. When lancers want to make a statement, they buy something special for their javelin. Maybe custom decals or bodywork. I'm the guy they come to. Or used to. Hasn't been any demand. The forge can't even build anything these days. I'm hoping you can change that. How can I help? We need to fire it up again. That takes ember. And someone with the guts to collect it. If you can find some, I'm back in business. We both are. I'll teach you how to craft things. Okay, I'll buy it. What I wanted to hear, you'll need to search for Ember outside the fort. Ember. You can start getting his back on speed. Will do. Oh, fuck. Ok, hai să mergem, să băgăm. Eu știu. Bun. Ce-am primit aici? Free play unlocked. Da, aici să mă duc numai și să farmez. No. Give profit to Ember. Nu-i furgo, am înțeles, nu, păi hai să stai să văd ce mai am pe aici. Bun. Weapon 2. Nu nimic? Ia că am ceva. Ceva mai... Doamne ajută, n-avem. Pulem. Dă-le aici. Filter, am înțeles. Bro, ăsta. Space select. Așa. Am înțeles și... M-au scos.
Tot timpul când umblu pe aici mă scoate. Adică, da. Da, connection problem. Error. Ce zic? Mai bine nu umblam. Dar nu. Hai că așteptăm un pic. Asta e. Ah, GeForce Experience. Voi nu vedeți asta, dar mie tot îmi apare aia cu GeForce Experience. Când dau să creez, mie mi-a dat să apară iar până să încarc asta. Adică... Stai un pic, că mie e normal, cred că mi-e pe canetul, că nici... Sau? Nu. What the fuck, cu mine. Bro? Cum, înțeles? Cred că... Da. Au, am picat numai pe telefon, adică... Să sperăm. În fine, ce vreau să vă zic, pe nepa, ofer acum un gift gratuit. Dar tu prost. Ce caut eu aici? Prospero. Iară. Freelancer. Lași, mă. Mai dă-te, dracu. Bine, băieți, hai că aici întrerup videoclipul. Asta e, mă pun înapoi să fac ce poveste și un alta și ne întâlnim pe data viitoare. Eu v-am pupat, o zi frumoasă aveți. Continuare și sunt cu date sărbători fericite. Hai să ies măcar afară. N-am ce face iară decât să stau iară să mă uit la film ci una alta. Nu prea. No, bine atunci. Hai, vă pupat. Ceau, ceau.